Salutare, Greg, și bine ați venit la noi episod. Vreau să anunț mutarea mea sinceră și cu cea mai mare plăcere, mutarea mea pe serverul Haze de pe serverul Cronos, pentru că au fost niște failuri din partea unui membru din conducere slash în paranteze Mike. Dacă te uiți la videoclip, frate, ești de cea mai josă speță. Am înțeles că asta e, acum te-ai ajuns conducere și acum știi că poți să faci prea multe failuri, că oricum nu o să fii sancționat, pentru că poate nu ne interesează pe câte unul sau poate chiar nu așa. Deja avem până de oară 4 ore. Bine, am mai jucat-o mai de mult, dar no, am renunțat, am zis că bă, stau pe serverul Cronos, că până alta mai facem episoade, chestii de genul. Dar e posibil să fie mutarea noastră definitivă. Okay. Și atunci, asta e, cam altceva nu mai pot să mai zic, pentru că aici o să mă vedeți, aici o să facem episoadele noi, o să încerc cât mai mult roleplay, nu vreau să dau un scurt anunț, nu prea mă interesează ideea că bă, că și serverul Hezic prinde troll-uri, chestii de genul, foarte multe failuri, grade comparate, nu mă interesează treaba aia, nu vreau să mi se spună de treaba aia. Vreau să aflu eu pe pielea mea, vreau să descoper eu serverul, că am descoperit serverul Cronos undeva la 330 de ore am avut. Bine, am. Și cam atâta. Așa că, de acum o să mă vedeți pe aici, într-un nou episod, într-un nou livestream. V-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe. Și serverul Haze. Welcome, adică patata pot zic, mulțumesc de accept și ne auzim pe live-uri, că e posibil dacă nu pe sâmbătă, astăzi, după muncă, să facem live, poate duminică, cu joburi, cu un alt, o să vedeți voi, vreau să descoper serverul și vreau să-l descoperim împreună, apoi ne auzim, pa, pa!